Se den choseas. Nasol. De ce s-a dus singur? Ce? De ce s-a dus singur? Păi știau ei, știau ăia ce se întâmplă? Am pe acolo, e cam tot inevitabil. Păi da, da, totuși. Deci misiunea așa, într-o misiune de asta, pleci de unul singur? Băi, da, da. Eu sunt dintr-o echipă de fotbal care sunt pregătiți pentru chestii de-astea. Sunt de scafandru. Ah. Trebuia să fi făcut ceva. Responsabilii operațiunii de salvare sunt îngrijorați în primul rând de riscul epuizării oxigenului din încăperea subterană unde se află captivii. În paralel cu transportul puterilor de oxigen, încearcă să ducă până acolo o conductă prin care să fie pompat aer proaspăt. Între timp, cu motopompă de mare putere, este evacuată apa din peștera inundată, unde cei 12 băieți cu vârste cuprinse între 11 și 16 ani, împreună cu antrenorul lor de fotbal de 25 de ani, sunt captivi în 23 iunie. Ah, fuck. Elon Musk, bossul companiilor Tesla și SpaceX, vrea să te implice în eforturile de salvare. A anunțat că trimite specialiști care să evalueze situația la fața locului și are o idee nebunească, dar care ar putea fi eficientă. Propune introducerea unui tub de nylon sau segmente de tuburi mai scurte cu diametru de 1 metru prin apă în rețeaua de peșteri. Tuburile ar urma să fie umflate, spune Musk, ca un castel gonflabil, creându-se un tunel în subteran. Astfel copiii nu ar mai fi nevoit să se scufunde pentru a traversa curbele inundate. Ar fi o idee. Dar necesită timp. Cel puțin sunt protejați de apă. Dar e o problemă gravă. Mai puțin și o să vină toamna și toamna e sezon de muson. Musonul de... Da, dar uite că ideea asta cu tuburile... E bună, dar e necesită timp. Ai probleme, necesită timp. Și nu e timp suficient. Păi da, da. Timpul. Aici e partea problemă. Marele dușman. Timpul. În curând o să vină musonul de toamnă. Și musonul de toamnă sunt precipitații de foaie de mine. Un scurt muncii, drept. Ce să văd, n-am văzut nimic. Aha. Mă, și mir. Asta înseamnă curat? Probleme cu vasele? Treci acum la Fairy Platinum pentru mașina de spălat vase care conține lichidul... Ah, ia aproape. E bine. Fairy curat de la prima spălare. Măcar să minezi intrarea.
Ah, oh, fuck. Am neapărat intre. O să pot să o minez. Na, bare un om mort. Și lag. După ce îi pui perdea. Uite, la acesta vin să ții perdele și metraje, canapele și fotolii sau mic mobilier cu 15% reducere din magazinele Kika Militat și Paladin sau de pe Kika.ro. Kika, facem casă bună împreună. Soțul meu, eroul nostru, când are dureri de spate, folosește un gel cu compoziție specială. Oh. Am călcat strâmb. Hai să mă lăs să minez intrarea. Să vezi să meargă. E prost. Țeapă. A mers. De aceea, săptămâna aceasta ai pierzi la doar 269 lei kilogramul și zahăr cristal măcaritar la doar 1,79 lei pungă de 1 kilogram. Kaufland. Și săptămâna e bună. Pentru sănătatea emoțională. Da, pe locul 2. E bine.
Ah, fuck. No, măcar l-am îngăurit. Pa. No. Simona Valer mare, puțin și rămâne singură la Wimbledon. 7 jucătoare din primele 10 au ieșit deja. Kerber, Ostapenko și Serena mai stau în calea fericirii Bihan. Nu există favorită pe arbul, a spus Halep englezilor. It's gonna be a huge thing, of course, to win the Wimbledon, but in this moment, I'm really fine. Hai, come on. Let's say, Halep joacă fără presiune după ce s-a impus la Roland Garros. Jocul lui Halep e perfecțiune, stare pură, Ana Navratilova. In the last matches, the old Simo is gone. So now I feel like I can control those moments better. Hai, fugi de acolo că te sparge. No, m-a prins. Dai seama că n-a fost o pictoare, ta mamă ușoară. Apropo de negrotei. Hai. Era moment să fac un pas, a fost dorit. Egalitate. Oh, cine m-a prins? Cine poți să ții la mondial dacă te cheamă Romario? Tenisul lui Romario Benzani a fost ușor să aleagă și Pițurcă pariază pe Brazilia. Serios? Ok. Am terminat și
episodul ăsta. Trebuie să iau pe mine echipat, frumos. Succes, Kyogato! A, în fine. A fost pentru episodul de astăzi. Ne vedem data viitoare.